Vântul, soarele și gerul. Poveste norvegiană. Într-o bună zi, soarele și gerul s-au certat aprig. De ce? Pentru că soarele avea pretenția că el este cel mai puternic, iar gerul susținea că el era cel mai grozav. Să mergem să ne judece vântul, prietenul nostru, spuse soarele. Mă încred în dreptatea lui, se arătă de aceeași părere și gerul. Și o porniră împreună la judecată spre lăcașul vântului. Ajuns acolo, soarele ceru voie să-și spună primul păsul. Vântule, am venit la tine să-ți cerem să judeci tu care dintre noi e mai puternic. Dacă vreau, eu înfierbând tot, ard cu putere și... Dar vântul nu-l lăsă să spună mai departe, ci vorbi el. Și, dacă vin eu și suflu rece și tăios, unde mai e puterea ta? Ia să-l ascultăm și pe ger. Puțin cam încurcat, soarele se văzu nevoit să-l lase să vorbească pe prietenul cu care se ciondănise. I-am spus eu că sunt mai puternic decât el, spuse gerul cu mândrie. Dacă vreau, îngheți totul în calea mea și nu-mi e teamă de nimic. Nu stau lucrurile chiar așa, spuse vântul. Toată puterea ta se topește când apare soarele, iar dacă eu nu vin să-ți țin tovărășie, puterea ta scade, căci gerul fără vânt nu mai este atât de puternic, atât de aspru. Mergeți liniștiți la casele voastre și fiți prieteni, ca și până acum, că niciunul nu-i mai puternic decât altul. Să ne facem mai departe toți trei datoria, fără să ne mai punem astfel de întrebări. Și zicând acestea, vântul suflă o briză caldă, prietenească asupra amândurora, și-și luă rămas bun de la ei.